Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei voi pline de oase. A făcut să trec pe lângă el, de jur împrejur. Și iată că erau foarte multe pe fața voi și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuie și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-a venit bine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și a înviat și a stat pe picioare. Era oaste mare, foarte mare la număr. Spune, fără Duhul Tău e goană după vânt. Și orice viață fără Tine apune, împline acum cu Duhul Tău cel Sfânt. Încercări cum n-au mai fost sub soare, numai Duhul Tău ne poate întări. Cu dor sfânt.
așteptând susurul plâng, umple-ne, Iisus, cu Duhul Sfânt. Ne călăuzește, Doamne, în orice zi, Duhul Tău mângâiere dă în vremile târzii. Duhul Tău ne învață cum plăcuți